Astăzi suntem 30 septembrie 2019. Cum vă numiți? Mă numesc Tony. Da, numele dumneavoastră rus. Rusul Tony Adi. Rusul Tony Adi, fost campion național, național de box. Leonardo Doroftei vă cunoaște foarte mult și vă cunoaște foarte bine. Și ați venit la mine cu probleme de, spuneți-mi asta, de dureri de spate. De lumbar. Așa, lucrați la o sală de gym în Marea Britanie, în Londra. Cum se numește sala? Health Club Heathrow. Așa, și problemele de dureri de spate, bine, le-ați dus, dar nu e bine când te doare spatele, da, capul. Dom'le, noi am făcut o procedură. Puneți-vă pe cântar, că o să se vadă și starea dumneavoastră în puțin timp, alta, 120. Dumneavoastră aveți 1,93 m, deci cam 15 kg dați în 2 luni jumate. Așa? O să intrați într-un program, este simplu acest program, fără asta nu știu, și nici în orice artă marțială, inclusiv boxul, dacă n-ai un program. Bun. Da. Îl cunoașteți pentru că îmi scrie pe Facebook, cum îl cheamă, din Las Vegas, boxerul nostru. Știu de cine zice. Care se antrenează cu... Cu Mayweather. Da. Așa, hai dați plimbați-vă. Așa. Cum vă simțiți după prima procedură? Fantastic, foarte bine. Nu, da. Ce simțiți în plus? Simt o energie pozitivă pe spate, să fiu sincer. Așa. Care îmi dă o stare de... Da. Și acum, eu, ca dumneavoastră, ca sportiv de performanță, că trebuie spus, nu, zilnic, alergați, zilnic, absolut, zilnic. Dumneavoastră, ca sportiv de performanță, ce ați recomanda? Un sportiv de performanță ar fi bine să facă procedura mea? Cu siguranță. Cu siguranță. Cu siguranță, da. Deoarece este nevoie... Și un fotbalist, că eu îi văd aici. Normal. Normal. Da. Ce ați simțit? V-a mai făcut cineva ce v-am făcut eu? Că e brevetat. E operația dureri de spate fără bisturiu. Am făcut un masaj înainte, dar nu aceeași. Da, asta nu-i masaj, să știți. Da. Acum, haideți cu burta trasă să sărim în sus. Haideți, vă rog, nu ridicați genunchii, să sărim în înălțime. Așa, cum este? Bine. Da, și cu pumnii strânși, hoio! Și celălalt. Așa, și cu piciorul înainte, câțiva pumni, la nivelul ochilor, la nivelul... Așa, foarte bine, și mai tare. Asta-mi trebuie. Și acum, prin întoarcere, așa, pac! Atenție la perete. Hai dați. Și mai tare vreau. Verific zona cervicală, vă dați seama că și acolo ați avut probleme. Hai dați. Da? Da. Și acum și cu celălalt, pe cealaltă mână. Da. Da. Acum aș vrea să vă prindeți de aici de bară. Vă rog să mă filmați dumneavoastră ca să vedeți exact ce o să facem. Așa. Nu aveți nevoie de scărica asta, deci mă prind de bară, trag burta, trag capul în spate, mă ridic mult, mult, mult pe vârfuri, exercițiul ce m-a spus de inspirație, respirație și limba. Cu burta trasă, capul tras în spate. Să punem așa, să zic așa, în linie coloana vertebrală, o coloană de vertebrală despre... Nu, stați, vă rog frumos, pe verticală, deci așa. Așa, foarte bine. Capul tras în spate, trag burta, mă ridic pe vârfuri, inspir, pe vârfuri și mai mult, și mai mult. Facem exercițiul nostru și mă las brusc. Foarte bine, așa. Mai faceți, că e foarte important exercițiul ăsta. Îl recomand și acasă. Un pic mai spre perete, să nu intrăm în... Nu, știți, mai așa. Și mâinile paralele. Așa, domnul Adi, Tony. Foarte bine. Bun. În concluzie, prima procedură. În concluzie, mă simt foarte bine. Cu siguranță o să mai revin. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. O să intrați într-un program și tot dumneavoastră o să spuneți așa. Numai bine.